Sunteți mulțumit de lista miniștrilor PNL propusă până acum? Cunoașteți vreo listă? Eu sunt foarte mulțumit de cum decurg lucrurile și am venit la o ședință de campanie la PNL. Cu mai multe detalii despre această ședință a liberalilor, ni se alătură colega mea, Alina Sorocean. Alina, te ascultăm, bună ziua! Bun găsit! La ora 11 a început o ședință de campanie la Partidul Național Liberal, una la care ia parte și președintele statului Klaus Iohannis. Este o discuție despre campanie, dar și modul în care decurg negocierile pentru formarea executivului. Știm foarte bine că în această perioadă Ludovic Orban face lista miniștrilor și lucrează la programul de guvernare. Au fost negocieri până acum cu mai multe partide din opoziție și urmează discuțiile cu societatea civilă. Așa cum o spuneam, Klaus Iohannis a venit aici la ora 11 la sediul PNL. Va asista și la o ședință la care vor fi prezenți vicepreședinții Partidului Național Liberal, 14 la număr. Se pun la punct detaliile pentru că se apropie cu pași repezi primul tur de scrutin și pentru alegerile prezidențiale. Este o perioadă aglomerată, să spunem, având în vedere că se formează guvernul în aceste zile, dar în același timp este în desfășurare și campania pentru alegerile prezidențiale. În același timp, vă spuneam și despre programul de guvernare, au fost negocieri cu partidele din opoziție. Fiecare formațiune politică a cerut anumite legi să fie adoptate în Parlament. Reprezentanții pro-România spun singurii de altfel că nu vor susține executivul condus de Ludovic Orban, dar spunea Victor Ponta că dacă Ludovic Orban va constata că mai are nevoie de voturi pentru a trece executivul de guvern, atunci ar putea să mai existe ceva discuții și să ofere și pro-România un sprijin guvernului. Alina, mulțumim. Scandalul Tarom ia amploare. Vice-liderul deputaților PMP, Petru Movilă, vrea să depună luni o solicitare pentru înființarea unei comisii de anchetă privind cazul Tarom. Decizia vine după ce fosta șefa a instituției l-a acuzat pe Răzvan Cuc, ministrul demis al transporturilor, că i-a cerut să țină avioanele la sol în ziua moțiunii pentru a împiedica parlamentarii să voteze. Petru Movilă susține că este revoltător ce s-a întâmplat la Tarom în ziua moțiunii. Eu consider ca parlamentar că printr-o comisie de anchetă parlamentară putem clarifica aceste afirmații ale domnului Cuc sau doamnei Mezei, să vedem dacă este adevărat sau nu acest lucru. Reacția vicepreședintelui PMP vine după ce Mădălina Mezei a confirmat că ministrul transporturilor Răzvan Cuc i-a cerut să rețină aeronavele Tarom la sol în ziua moțiunii, astfel încât mai mulți parlamentari să nu ajungă la vot, acesta fiind motivul real al demiterii sale. Comisia de anchetă trebuie să îi invite pe Răzvan Cuc, trebuie să invite pe doamna Mezei să analizăm date, probe și să constatăm care dintre ei are dreptate. Dacă doamna Mezei are dreptate, este clar că Răzvan Cuc trebuie să plece acasă și că instituțiile specializate ale statului trebuie să se sesizeze față de această atitudine și față de acest de abuzul de putere pe care a încercat să o facă. Fostul director general Altarom a precizat că are calitatea de martor într-un dosar de abuz în serviciu, în care este implicat și Ministerul Transporturilor la Direcția Națională Anticorupție. Între timp, ministrul interimar al transporturilor a recunoscut că s-a întâlnit cu fostul director general Altarom și că i-a cerut o listă cu parlamentarii ce urmau să zboare spre București în ziua moțiunii de cenzură. Eu n-am spus că m-am întâlnit, cu doamna Mezei miercuri seara, dar nu i-a cerut un astfel de lucru. Am întrebat-o într-adevăr pe doamna Mezei, care este, dacă de la ce parlamentari zboară, dacă totul este în regulă și dacă vin își fac cursele cum trebuie, fiindcă aflați-mi și eu pe surse, ca să spun așa, și se lamentase toată lumea de la opoziție ca și opri eu avioanele. Solicitarea lui Cuc a fost ilegală, el încălcând astfel legea datelor cu caracter personal. Pe de altă parte, Viorica Dăncilă a dispus trimiterea corpului de control al prim-ministrului la Ministerul Transporturilor și la Tarom S.A. Premierul demis susține că vrea ca aspectele manageriale semnalate de mass media să fie clarificate.
Într-un schimb de mesaje purtat pe 10 octombrie la miezul nopții, ministrul transporturilor s-a arătat deranjat că povestea reținerii avioanelor la sol ar fi ajuns la Serviciul Român de Informații, iar cineva ar fi contactat-o pe șefa Tarom. Vă rog să-mi spuneți numele doamnei care v-a apelat, ca să pot informa mai departe în cadrul instituției dânsei și numărul de telefon de pe care v-a apelat. Un print screen ar fi cel mai potrivit. M-au anunțat cei de acolo că ei nu au autorizat un asemenea telefon. Aștept numărul acum pentru că așa ceva este de neconceput ca un serviciu de informații să pună presiune pe șefii companiilor de stat care vor să își facă treaba, îi scria Răzvan Cuc Mădălinei Mezei. Câteva ore mai târziu, la 9 dimineața, tocmai în ziua moțiunii, ministrul transporturilor i-a mai transmis câteva mesaje Mădălinei Mezei. De data aceasta se interesa de parlamentarii opoziției. Mai uitați-vă pe Satu Mare, dacă a plecat vreunul. Bună dimineața, da, unul. Cine? Petrețchi. Ok, aștept numele celei care v-a sunat sau după veniți să-mi spuneți. Mă chemați dumneavoastră? Regina, mamă Elena, s-a întors pentru totdeauna acasă. Suverana este reînhumată la curtea de Argeș alături de fiul său, regele Mihai I al României. Slujba de înmormântare de la curtea de Argeș este oficiată de 4 înalți ierarhi, mitropoliți și un sobor de preoți. La ceremonia în Humărin, pridvor, va participa doar familia regală română. În momentul în care sicriul va fi coborât în criptă, vor fi trase 21 de focuri de armă și se vor intona imnul național și imnul regal. După înhumare, standardul reginei mamă Elena va fi expus la Săvârșin în Muzeul Regal pentru prima dată în istoria țării. Toți regii și toate reginele României sunt împreună la curtea de Argeș. Trupul reginei Elena, mama regelui Mihai și bunica majestății sale, Margareta, a fost adus vineri din Elveția. Și astăzi, dar și mâine, este doliu în România. Urmărim imagini în direct de la curtea de Argeș și le comentăm în continuare cu jurnalistul Marius Ghilezan, alături de noi prin telefon. Domnule Ghilezan, vă mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Bună ziua! Să-l amintim telespectatorilor câteva file din viața reginei mame, regina Elena, care a părăsit definitiv România pe 3 ianuarie 1948, a trăit în exil până în noiembrie 1982, când, la vârsta de 86 de ani, se stingea la Lausanne, în Elveția. Iar regina mamă s-a întors în țară pentru totdeauna. A fost cea din urmă dorința regelui Mihai ca acolo, în necropola regală de la curtea de Argeș, să stea alături de mama sa. Repatrierea osemintelor și renhumarea înseamnă pentru familia regală e un moment extraordinar de profund, de frumos, de emoționant, de îndeplinire a celei din urmă dorințe a regelui Mihai I a României. Ce înseamnă, domnule Ghilezan, pentru noi ca popor, pentru istoria noastră? Înseamnă mult, că în sfârșit ne reîntoarcem la memoria trecutului, apreciem tot ce am avut mai bun, pentru că România modernă, fără familia regală română, n-ar fi fost posibilă. Sigur că după 30 de ani de la Revoluție e cam târziu această reîntoarcere, dar niciodată se mai zice în popor nu e prea târziu. Regina mamă Elena este renhumată în aceste momente în Catedrala Arhiepiscopală și Regală de la Curtea de Argeș. Slujba de înmormântare a început acolo în Catedrala Istorică și este oficiată de înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. La ceremonie asistă custodele coroanei române Margareta, Principele Radu, Principesa Sofia, Principesa Maria, alături de Ducele Amedeo d'Aosta, Principesa Mafalda, fiica Ducelui d'Aosta, și Lord Peter Roslin, șeful casei Principelui de Wales și Ducesei de Cornwall. Mai târziu va începe și procesiunea militară și religioasă. Și aici aș vrea să precizăm un lucru, domnule Ghilezan. Am văzut și ieri, ceremonialul a fost atât religios cât și militar. Și trebuie să le spunem telespectatorilor că acest fapt se datorează, acest ceremonial militar, faptului că regina a avut gradul de colonel în cadrul armatei române. Să ne spuneți câteva cuvinte despre asta. Exact. Din viața ei zbuciumată, mi-aduc aminte episodul anului 1940, când regele Carol al II-lea
tatăl și fostul soț pleacă în Brazilia, mareșalul Ion Antonescu preia puterea și tânărul rege este încoronat la a doua oară la 19 ani. Și n-avea încredere, mareșalul n-avea încredere în regele tânăr și a chemat-o pe regina Elena, mama lui Mihai, pentru a asigura așa numită regență. De aia în poporii se zicea regina mamă și se mai zice și astăzi. Ce reprezintă, domnule Ghilezan, acest om extraordinar, această femeie minunată, cu al cărei mister al puterii, al demnității, e foarte greu de descifrat, de pătruns. Ce reprezintă pentru istoria României? Cum va rămâne în amintirea noastră a românilor? Distinsa regină, poate n-am fi avut 23 august 1944, când am rămas în istoria lumii prin acea lovitură de stat dată de către tânărul rege la 23 de ani. În spatele lui Mihai a stat forța și determinarea mamei, dar mama niciodată n-a vrut să se ca oamenii să înțeleagă că de fapt ea ar fi avut un rol. Totul a făcut pentru fiul ei. De aceea, probabil că memoria timpului nu consemnează forța ei, pentru că a făcut acest transfer de autoritate către fiul ei și astfel fiul ei a ajuns să fie extrem de iubit de către poporul român. I-a fost alături în momentele grele de după 1944 până în 3, cum bine a zis, 3 ianuarie 1948, când a trebuit să plece în exil. N-a crezut că nu se va mai întoarce niciodată. Iată că după 71 de ani de la plecarea ei, se reîntoarce acasă. E un minim act reparatoriu pe care statul român îl poate face pentru ilustra sa figură, fără de care poate anii războiului erau mult mai duri. Și aș mai vrea să adaug, este o personalitate în Yad Vashem. Ea a salvat mii de evrei și a primit titlul de drept între popoare. Puțini români au acest titlu dat de către statul Israel. Aș vrea să vă mai întreb, domnule Ghilezan, de ce repatrierea s-a întâmplat acum? Nu pot să-mi dau seama, pentru că dorința regelui era specificată încă din anii 2000 că și-ar dori ca mama lui. Probabil statul român nu și-a dat concursul. Nu știu, e o bănuială de-a mea. Nu pot să mă pronunț în această chestiune, dar cum am spus, niciodată nu e prea târziu. Faptul că armata română a pus la dispoziție acel bombardier pentru transferul osemintelor e un lucru frumos din partea armatei române. Statul român și-a dat tot onorul, au fost cei doi prim-miniștri, cel Viorica Dăncilă și Ludovic Oldman la aeroport. Iată, pentru prima dată am văzut când au stat de vorbă între cei doi. Iată că peste moarte regina mamă împacă spiritele. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal. Cu jurnalistul Marius Ghilezan am stat de vorbă. Iată așadar, doamnelor și domnilor, că după 7 decenii de exil, regina mamă Elena s-a întors în țară pentru totdeauna și tot pentru totdeauna va rămâne alături de fiul ei, pe care l-a iubit nespus de mult. A fost ultima regină întoarsă acasă, astfel că pentru prima dată în istoria țării, toți regii și toate reginele sunt împreună acolo la Curtea d'Argeș. Urmăriți imagini în direct. A început slujba de înmormântare de la Curtea d'Argeș, oficiată de 4 înalți ierarhi, mitropoliți și un sobor de preoți, la ceremonia înhumării în pridvor, care va fi aproape de ora 13, va participa doar familia regală română, iar în momentul în care sicriul va fi coborât în criptă, vor fi trase 21 de focuri de armă, se vor intona atât imnul național cât și imnul regal, iar după înhumare, standardul reginei mamă Elena va fi expus la săvârșin în Muzeul Regal.
Mergem mai departe cu știrile. Alertă la Timișoara, unde un tânăr a fost înjunghiat noaptea trecută într-un club din centrul orașului. Victima susține că atacatorul este chiar fiul lui Sile Cămătaru. Până acum, polițiștii nu au dat de urma suspectului. Scandalul a izbucnit dimineață în jurul orei 5, într-un club celebru de manele. Victima a povestit pe patul de spital că, fără motiv, o femeie care administrează localul i-ar fi dat o palmă, apoi l-a scos afară. La scurt timp, fiul lui Sile Cămătaru, Alberto Balint, iubitul femeii, ar fi ieșit din club cu un cuțit în mână și l-a înjunghiat, apoi a dispărut. Rănitul s-a urcat într-un taxi, însă i s-a făcut rău și a cerut ajutor la 112. Imediat au apărut în zonă mai multe echipaje de poliție. Aceștia îl caută acum pe Alberto Balint. Bărbatul în vârstă de 29 de ani a fost audiat și ulterior dus la Institutul de Medicină Legală. În trecut, Albert Florian Balint a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Tatăl său, Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru, este încarcerat la penitenciarul Mioveni. Un nou caz șocant dinamitează sistemul medical. O femeie de 47 de ani a murit la scurt timp după ce medicii care o consultaseră i-au spus să meargă liniștit acasă, deși se simțea foarte rău. După câteva ore de agonie în mașina personală, soțul ei a cerut din nou ajutorul doctorilor, iar aceștia l-au sfătuit să cheme o salvare. Femeia a murit chiar sub ochii soțului ei, iar poliția a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Păi sunt bune, un grad mic de anemie, singurul fibromul de care știa, care nu sângera acum, a spus că amețește de 24 de ore, un sindrom vertiginos care venea pe fondul menstrei. Nimic altceva. A primit tratament cu două perfuzii și i s-a recomandat un control neurologic pentru sindromul vertiginos. Nimic făcut pe ecografie și pe analize care să arate altceva. Se simțea bine și a plecat cu soțul, a povestit șeful unității de primiri urgențe a spitalului din Ilfov. Așadar, medicii au ajuns la concluzia că au fost răniți după ce două mașini s-au ciocnit. Șoferul unuia dintre autoturisme avea o alcoolemie de 0,55. În Cluj-Napoca, 6 oameni au fost răniți după ce o ambulanță a fost lovită de o mașină și s-a răsturnat. Și în județul Bacău, 4 oameni au fost transportați în stare gravă la spital după ce alte două mașini s-au izbit frontal. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Un șofer care consumase alcool a provocat accidentul din județul Iași, potrivit Inspectoratului de Poliție Iași. Bărbatul a pierdut controlul direcției de mers și a intrat într-o mașină care mergea regulamentar. Doi oameni au murit și alți doi au ajuns în stare gravă la spital. Printre răniți se află și un copil. În urma testării șoferului care a provocat tragedia, s-a descoperit că acesta avea o concentrație de 0,55 mg pe litru alcool în aerul expirat. Un teribil accident a avut loc și în Cluj-Napoca, soldat cu 6 răniți. O ambulanță s-a ciocnit violent cu un autoturism și s-a răsturnat, iar pacientul din autospecială a rămas încarcerat până la venirea pompierilor. Șoferul ambulanței, un bărbat de 43 de ani din Dej, a intrat într-o intersecție pe culoarea roșie a semaforului cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Ambulanța însă a fost lovită de un taxi condus de un bărbat de 37 de ani din Cluj-Napoca. 6 oameni au fost răniți în urma impactului, o tânără de 19 ani care era în taxi este în stare gravă, iar medicii sunt rezervați. În ambulanță erau 4 oameni, un pacient, un medic, un asistent medical și șoferul. Pompierii au intervenit cu 2 autospeciale și 5 ambulanțe SMURD și ale serviciului județean. Un grav accident rutier s-a petrecut și în localitatea Sascut, din județul Bacău. În urma impactului deosebit de violent, 4 persoane au fost rănite grav. În județul Iași a avut loc un alt accident rutier grav, în care au fost implicate 2 autoturisme. Accidentul a avut loc pe drumul național 28, între localitățile Târgu Frumos și Iași, pe raza comunei Bălțați. Din nefericire, în acest accident, 2 persoane au decedat, iar alte 2 au fost rănite grav. Și suntem din nou în direct. Cifră record de afaceri pentru liderul pieței de medicină dentară din România, grupul de clinici Dentestet. În primele 6 luni ale anului, compania a realizat o cifră de afaceri de 31 de milioane de lei. Este o creștere cu 39% față de aceeași perioadă anului trecut. În evoluția cifrei de afaceri, cea mai mare pondere o reprezintă serviciile de implantologie și protetică dentară.
Peste 5.000 de pacienți noi au ales Dentestet în primele 6 luni din 2019. În aceeași perioadă, liderul pieței de medicină dentară din țara noastră raportează o evoluție spectaculoasă de business, de 31 de milioane de lei cifră de afaceri. Este o creștere cu 39% față de aceeași perioadă din 2018, anunță compania. Totodată, anul acesta, grupul Dentestet s-a focusat pe dezvoltarea programelor de responsabilitate socială corporativă prin parteneriate strategice noi cu instituții și companii importante, precum Asociația Salvați Copiii, Fundația Inim Deschise, programul Ajunge Mare al Asociației Lindelfeld, dar și cu Fundația Polisano, Clubul Sportiv de Basket BC CSU Sibiu, Renovatio Sport Club București, Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu sau Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Grupul Dentestet este un business matur și responsabil, iar faptul că și după 20 de ani de existență raportăm creșteri din două cifre demonstrează acest lucru. Rezultatele financiare de acest fel au în spate eforturi susținute și investiții continue în educație. Mă bucur să văd în clinicile noastre pacienți informați care aleg conștient tratamente dintre cele mai inovatoare oferite cu suflet de o echipă medicală certificată internațional. Educația continuă este susținută și în interiorul companiei prin programe de dezvoltare individuală a fiecărui membru din echipa medicală și non-medicală Dentestet, spune fondatorul Dentestet. În evoluția cifrei de afaceri, cea mai mare pondere o reprezintă serviciile de implantologie și protetică dentară. Astfel, în 2019, implantologia premium a crescut cu 40% față de primul semestru al anului trecut, iar segmentul de implantologie dentară standard a bifat un plus de 68% față de aceeași perioadă a anului 2018. Un alt segment care a contribuit la creșterea cifrei de afaceri a grupului Dentestet îl reprezintă protetica dentară, care a adus cu 52% mai multe venituri față de semestrul întâi din 2018. Concentrarea pe dezvoltare sănătoasă, investiții în digitalizare, servicii premium și deschiderea de noi clinici la aceleași standarde înalte sunt bazele creșterii sănătoase a grupului Dentestet, spune managerul executiv al Dentestet. Grupul Dentestet a fost înființat în anul 1999. În cei 20 de ani de existență, echipa s-a extins la 320 de specialiști, dintre care 105 sunt medici. Informație externă, este în continuare stare de urgență la Barcelona. Jumătate de milion de manifestanți pro-independență au protestat pe străzile orașului, potrivit poliției. Noaptea trecută, demonstranții mascați au avut ciocniri violente cu poliția în centrul Barcelonei. Manifestanții au blocat inclusiv intrarea în Sagrada Familia, iar meciul Barcelona-Real Madrid a fost amânat. Cel puțin 96 de oameni au fost răniți în cele 5 zile consecutive de manifestații. Sunt cele mai violente cu care s-a confruntat Spania în ultimii ani. Protestatarii cer autorităților spaniole să nu încarcereze pe cei 9 lideri catalani. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. This is not a look because they have forced us to make this. But surely this is not the right way to go about. I'm sure this is not the right way. It's just the only way we have. Aproximativ 525.000 de persoane au manifestat la Barcelona față de decizia de condamnare a unor lideri separatiști catalani la pedepse grele cu închisoarea pentru implicarea în tentativa de secesiune a Cataluniei prin referendumul din 2017. Anunțul a fost făcut de poliția municipală, citată de agențiile externe de știri. Pe măsură ce s-a lăsat noaptea, confruntările au devenit tot mai violente. A fost un haos total în centrul Barcelonei. Au fost incendiate mașini, pubele de gunoi și s-a tras cu gaze lacrimogene. Zeci de mii de protestatari au ocupat orașul spaniol încă de ieri. Au oprit trenurile și au blocat străzile. Practic, manifestanții au paralizat Barcelona. Cel puțin 96 de oameni au fost răniți în cadrul manifestațiilor în cele 5 zile consecutive de protest. Haosul s-a instaurat în momentul în care demonstranții care au purtat măști au început să arunce cu pietre înspre polițiștii spanioli. Unul dintre ofițeri a fost grav rănit. Anterior acestor incidente, celebra catedrală Sagrada Familia a fost închisă după ce protestatarii i-au
blocat intrarea. Apelul la grevă generală în cursul zilei de vineri a complicat și mai mult situația. Traficul aerian, rutier și feroviar este perturbat, iar potrivit guvernului, peste 50 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Barcelona. Atât premierul spaniol Pedro Sánchez, cât și cel al guvernului regional au făcut apel la calm. Sunt mii de români blocați acolo, care se tem să nu izbucnească lupte de stradă. Străzile au fost blocate încă de dimineață, aseară chiar în fața locuinței în care, unde locuiesc, s-au incendiat containere, au aruncat cu cocktailuri molotov în organele de poliție și, sincer, am intrat în panică. Iar poliția, pentru că am sunat imediat, a venit cam la 15 minute după aceste acte vandalice împreună cu pompierii și când am sunat ne-au explicat că pur și simplu nu mai pot face față. Situația este real foarte gravă și eu personal sunt extrem de îngrijorată. Ministerul Afacerilor Externe a emis atenționare de călătorie pentru Barcelona. Mii de români trăiesc în această țară și privesc și ei cu groază la evenimentele care au loc în orașul spaniol. Zi decisivă pentru Brexit. Camera Comunelor decide astăzi prin vot soarta acordului încheiat de premierul Boris Johnson și liderii europeni la summitul de la Bruxelles de acum două zile. Premierul Boris Johnson dă astăzi testul decisiv în fața propriului parlament. La două zile după ce guvernul britanic și liderii europeni au bătut palma pe un nou acord pentru Brexit, liderul conservator trebuie să obțină acum aprobarea parlamentului. Votul are loc în cadrul unei ședințe extraordinare organizate la Westminster. Este prima ședință de acest fel care se derulează într-o sâmbătă după cea legată de războiul Malvinelor în urmă cu 37 de ani. Camera Comunelor se va reuni așadar pentru a-și da votul pe acord într-un cadru special. În mare parte, acordul este similar cu cel încheiat de predecesoarea lui Boris Johnson la Downing Street, Theresa May, dar a fost eliminat așa numitul backstop, adică acea secțiune care prevedea ca Irlanda de Nord să rămână și după Brexit în Uniunea Vamală. În acest fel erau evitate controlele vamale între Marea Britanie și Irlanda. Premierul britanic a făcut vineri ultimele eforturi pentru a-i convinge pe deputații reticenți să susțină acordul său privind Brexitul în cursul votului istoric de astăzi. În timp ce aprobarea Parlamentului Britanic rămâne foarte nesigură, Boris Johnson s-a angajat să apere compromisul smuls in extremis Bruxellesului, notează hotnews.ro. Potrivit Tager Press, premierul britanic a asigurat că nu a existat soluție mai bună crizei Brexitului decât acordul de ieșire din UE obținut la Bruxelles. Mark Hurd, directorul general al Oracle și fost director general al Hewlett-Packard, a încetat din viață. Mark Hurd avea 62 de ani. Directorul Oracle își luase concediu medical în luna septembrie, dar motivul medical nu a fost dezvăluit, potrivit CNN. Moartea sa a fost confirmată într-un anunț de Larry Ellison, președintele Oracle, potrivit New York Times. Mark Hurd a fost director executiv al Hewlett-Packard până în 2010, când a fost numit în funcția de copreședinte al Consiliului de Administrație al Oracle. Apoi, în 2014, a devenit director general al companiei. Hurd a demisionat de la Hewlett-Packard în urma unui scandal de hărțuire sexuală și de contări abuzive. Actrița americană Helen Hunt a fost implicată într-un grav accident rutier. Mașina pe care o conducea actrița a fost izbită în lateral și de un alt vehicul și s-a răsturnat. Helen Hunt a fost transportată de urgență la spital. Accidentul de mașină în care a fost implicată actrița americană Helen Hunt a avut loc în Los Angeles, relatează TMZ. Helen Hunt, în vârstă de 56 de ani, a fost transportată la spital după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un alt automobil și s-a răsturnat pe șosea. Helen Hunt se afla singură în mașină, potrivit aceleiași surse. Din fericire, celebra artistă a fost externată la câteva ore după producerea impactului. Medicii au supus-o unor intervenții riguroase, după care au stabilit că actrița nu suferise răni majore. Cum diagnosticul nu a fost unul grav, artista își poate continua recuperarea acasă. Helen Hunt a primit premiul Oscar pentru rolul interpretat în filmul As Good As It Gets din anul 1997, iar pentru rolul din serialul Mad About You a obținut 3 premii Globul de Aur și 4 Emmy. Final de jurnal, nu ratați la fix Stoc B1 cu Irina Petraru.